Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă partidă din divizia Bürger de la această oră Național TV. Transmitem direct întâlnirea dintre Dinamo și FCM Bacău. Suntem Ion Alexandru și George Dobre și vă invităm la un spectacol de calitate. Campioana Dinamo întâlnește astăzi pe FCM Bacău. Să vedem repede cele două formații care se vor întâlni în această după-amiază pe stadionul Șoseaua Ștefan cel Mare. Începem cu Băcăuanii. În poartă este Manea, fundaș și central 3, Valentin Geamăn, Gabriel Bojescu și Daniel David. Fundaș dreapta Corneliu Codreanu, fundaș stânga Stelian Isaac. Patru mijlocași în stânga va fi Florin Ganea, în dreapta Ionuț Matei, centrali Sorin Trofi și Narcis Răducan, un singur atacant, Marian Tănasă. Antrenor, bineînțeles, este Cristi Popovici. De cealaltă parte, Dinamo cu Bogdan Stelea în poartă, o revenire a golkeeperului dinamovist. Trei fundași, Galamaz, Alistar și Radu Ștefan, ultimul dintre ei fiind debutant în postura titular la Dinamo. Patru mijlocași, Florentin Petre, Mărgăritescu, Cristea și Pulhac. În spatele lui Mihalcea și Claudiu Niculescu se va afla Ștefan Grigorie. O dispunere ofensivă a lui Ioan Andone, o partidă în care Dinamo trebuie să învingă pentru a spăla rușinea de etapa trecută, acea înfrângere cu 5-1 pe terenul lui FC Național. Două absențe importante din fiecare tabără de la Dinamo, din linia defensivă vor lipsi Iordache și Tamaș, de partea cealaltă de la Bacău, fundașul dreapta Ștefan Apostol și mijlocașul Gheorghiu. La Dinamo absențele sunt însă mai importante și asta pentru că doi dintre cei trei fundași centrali titulari nu pot evolua în partida de astăzi. Se debutează ca titular la Dinamo tânărul Radu Ștefan. Și o revenire a lui Angelo Alistar în primul 11 al lui Ioan Andone după câteva luni bune la echipa a doua a clubului. Partida gata să înceapă. Arbitru este Lucian Dan din Aiud, ajutat de Marcel Savaniu și de Cornel Avram. Dinamo în obișnuitul echipament alb cu roșu. Meciul a început, Dinamo, vă spuneam, în alb cu roșu. O primă minge la Florin Ganea în spate, angajată de Geamăn. Din nou Florin Ganea, deposedat de Galamaz, acum o minge pentru Tănase, este în careu atacantul Bacăului, șutul său pe colțul scurt este prins de Stelea. Început destul de bun pentru Băcăuan, George. Da, într-adevăr, în primul minut, un prim șut pe poartă al lui Marian Tănase, vârful care a lipsit etapa trecută în partida. E sever decât jocul prestat de cele două echipe. Dinamo a avut ceva ocazii la 2-1. Un balon lung al lui Galamaz pentru Adrian Mihalcea, greșit însă. Protejează și rău o face David, o centrare acum și este 1-0 pentru Dinamo. Gol marcat de Ștefan Grigorie. 12 minute au trecut de la începutul acestei partide, 1-0 pentru Dinamo. Gol marcat de Grigorie. Suporterii dinamoviști nu par prea impresionați de reușita lui Fane Grigorie. Se aud din tribune diverse scandări, printre care în tot acest campionat voi niciun derby nu a câștigat. Cu toate acestea, Dinamo este în avantaj în această partidă cu FCM Bacău. Gol marcat de Grigorie, minutul 12. Dacă tot vorbim, George, de suporteri, să spunem că ei au câștigat un duel de la distanță sau mai apropiat cu jandarmeria română. În acest moment, pe stadionul Dinamo se află doar o firmă de pază, nu sunt jandarmi, cel puțin nu lângă tribune. Ionuț Matei recuperează această minge. Încearcă un atac destul de Niculescu pentru același Radu Ștefan și acum Mărgăritescu pasă printre. Acolo este Ionuț Matei, continuă acțiunea, Pulhac centrează pe colțul lui Mihalcea, bară! Continuă Pulhac în centrul careului, mingea ieșise însă. O fază de fotbal autentic, aș remarca în primul rând pătrunderea lui Pulhac, a navu prin planul în fața fundașului Păcăuan și cu toate acestea a insistat, după cum puteți vedea pe această reluare, reluarea în bara transversală a lui Adrian Mihalcea. Două șuturi pe spațiul porții, un gol pentru Dinamo în acest debut de meci. N-au trecut încă 15 minute. Albroșii conduc 1-0 prin reușita lui Grigorie. Andu.
Claudiu Niculescu trebuie să centreze, se doar Mihalcea în careu. Claudiu și așteaptă colegii. Pasă pentru Petre în careu pentru Mihalcea. Asta intervenție bună a lui Isa, greșeală până la urmă a băcăoanilor. Claudiu Niculescu la marginea careului, șutul lui Niculescu prins de Manea. Multe desincronizări în defensiva băcăoană și unele lucruri anormale în jocul formației oaspete. Dinamo are trei fundași centrali. Între aceștia, de cele mai multe ori, este izolat Marian Tănase. Va fi o schemă, Florentin Petre a ridicat ambele brațe în aer, centrală, 11 metri, șut puternic al lui Claudiu Niculescu, însă peste poartă, foarte bine realizată această schemă, însă mingea a trecut de puțin peste poarta lui Manea. În continuare, Dinamo conduce cu 1-0. Suntem în minutul 26 al partidei, a reușit să marcheze Ștefan Grigore, minutul 12. Însă care nu și-au demonstrat calitățile așa cum le dorim noi. Adrian Cristea pentru Mihalcea, din prima pentru Grigorie. Această minge se duce pe lângă poartă până la urmă. Din nou o acțiune bună, avându-l ca protagonist pe Fane Grigorie. Grigorie și Pulhac, într-adevăr, George, cred că au fost cei mai periculoși jucători lui Dinamo din această primă repriză. Da, în ultimele 10 minute Pulhac nu a mai ieșit la rampă, așa cum a făcut-o în debutul meciului. N-a mai avut acele pătrunderi periculoase și o poziție destul de dificilă. Era și talonat. Avem o imagine pe suporterii dinamoviști, care mai mult s-au ocupat de stelea decât de joc în această primă. Posedeze undeva la mijlocul terenului Margaritescu. Și aici se încheie prima repriză a partidei din Ștefan cel Mare. O primă repriză pe care Dinamo a câștigat-o. Și vor fi alte 45 de minute în care se vor stabili, se va stabili destinația celor 3 puncte. Doar pe Iani Zicu va intra după pauză. Noi ne vom revedea peste aproximativ 45 de minute. Am revenit pe stadionul din Ștefan cel Mare, acolo unde Dinamo conduce pe FCM Baku cu scorul de 1-0, gol marcat de Ștefan Grigorie în minutul 12. O primă repriză dominată de dinamoviști, care au mai avut încă 3 situații mari de a marca prin Niculescu, Mihalcea, care a trimis în bara transversală, și Grigorie. Vom vedea cu siguranță 45 de minute de fotbal mai activ decât în prima repriză. Băcăoanii trebuie să atace, au nevoie de puncte, mai ales după ce au... După ce Apulum a bătut pe FC Brașov în această după-amiază. Aceasta este o reluare din prima repriză. Mingea ținută în teren de Mihalcea. Minutul 12. Intrarea lui Mihalcea printre picioarele lui Geamăn a fost finalizată de Ștefan Grigorie. Aceasta este singura reușită de până acum a acestei partide. O schimbare la Dinamo. După cum anticipam, Iani Zicu va intra în teren. Și la Băcăoană schimbare. Intră numărul 8, Alin Doltea. L-a locuit pe Ise mijloc. Va juca mijlocaș central. Zicu a luat poziția, joacă pe poziția lui Grigorie din prima repriză, cea de vârf stânga. A început repriza secundă. Băcăoanii în echipament complet albastru. Atacului Pulhac, talonat Pulhac de Cotreanu. Din nou Pulhac, nici el nu obține ceva. Până la urmă Pulhac recuperează, este în careu, centrarea sa pe colțul lung. Mingea trimisă direct în corner de Ganea, care nu a riscat nimic. Un moment de ezitare a defensivei băcăoane, de care Pulhac a profitat. Am impresia, George, că Lucian Dan aplică în tocmai cele spuse de Ion Crăciunescu la Fotbal Cafe duminică și lasă jocul mai liber. S-au dat exemple arbitrii străini care au arbitrat derbiurile. Pulhac încearcă un elan destul de scurt al lui Niculescu. Șutul lui Niculescu prinde Manea. Au avut noroc băcăoanii în această fază, pentru că dacă Niculescu executa așa cum o face de obicei, acum scorul era de 2-0 pentru gazde. Pasa lui Narcis Răducan prelungește foarte bine pentru Doltea, Sorin Trofin. Doltea în careu, așteaptă cursarul pe colțul lung. Doltea încearcă un dribling și în cele din urmă este blocat.
A stat bine pe picioare acolo. Revedeți execuția lui Claudiu Niculescu, care a încercat de această dată pe colțul lung. Manea a rămas în picioare și a reușit să rețină destul. După părerea mea a fost un fault, dar ne vom pronunța după fază. Iată-l acum pe Iani Zicu, centrarea lui Iani Zicu pentru nou intrat și este 2-0 pentru Dinamo. Pulhac a marcat golul 2 al dinamoviștilor, cel mai bun fotbalist în acest moment, putem spune, al formației gazdă. Acțiune foarte frumoasă a lui Dinamo, în care Iani Zicu a dat o pasă superbă cu călcâiul la mijlocul terenului, după care a pasat decisiv pentru Pulhac în zonă centrală, rămas singur fundașul stâng al lui Dinamo, înscrie primul său gol în divizia Bürger. Șutat cu sete și a dorit foarte mult acest gol după o evoluție bună. Și după ce l-a încercat pe postul de fundaș stânga pe Inning, se pare că Ioan Andone a găsit un înlocuitor pentru Dorin Semedin. Pulhac a făcut astăzi un meci foarte bun. Rămâne de văzut ce va face în continuare tânărul fundaș. Și acest lucru i-a costat. Dinamo este o echipă care își ucide adversarul atunci când are spații la dispoziție. Are jucători foarte rapizi, cum este acest Iani Zicu, aflat acum în acțiune. Iani Zicu în fața golului, 3, bară. Și acum Niculescu scoate de pe linia porții și din nou bară. Senzațională fază, cea mai spectaculoasă fază acestei întâlniri. Zicu a trimis în bară, Niculescu apoi a trimis spre poartă și a fost prins mingea de pe linia porții, apoi din nou în bară Mihalcea. Ratare memorabilă la poarta Bacăului. Vom vedea cu siguranță reluări de la această ratare uriașă a lui Dinamo. Petre pătrunde în careu foarte bine. Petre continuă acțiunea. Florentin Petre, centrarea sa este respinsă. Băcăuanii sunt în genunchi. Aceasta este reluarea pe care ne-o doream. Zicu a driblat mai mulți jucători, a trimis în bară. Claudiu Niculescu oprit cu pieptul de capitanul David și acum din nou un șut în bara lui Mihal, ce respinge de pe linia porții cu călcâiul în bară David. Într-adevăr este una din cele mai mari ratări din acest sezon. Vine Lucian Dan. Aceasta este reluarea marii ratări dinamoviste din urmă cu aproximativ un minut și jumătate. A șutat cu siguranță Claudiu Niculescu pentru a egala pe Digel Bucur în clasamentul marcatorilor din divizia Bürger. Apoi mingea a ajuns acum în careul dinamovist. Șutul lui Cursaru. Mă rau de pe asta dată, aplaudat de suporterii dinamoviști. Să vedem acest contraatac, 3 contra 3. Claudiu Niculescu pasează cu exteriorul foarte bine pentru Mihalcea. Mihalcea poate pătrunde în careul. Mihalcea, șutul său respins cu piciorul de Manea. Rămâne 2-0 pentru Dinamo. Însă ocaziile s-au mulțit simțitor în această repriză secundă. Putea să-i paseze lui Iani Zicu, însă Mihalcea, după ce a trimis balonul de două ori în bară în această întâlnire, a preferat să tragă, iar Manea a respins. Schimbare la Bacău, iese Tănasă, intră Florin Băcăuani. Era anunțat titular la formația oaspete astăzi pe postul său Cioran. Tibor Moldovan, dribling foarte bun și pasă excelentă pentru Zicu. Mai departe Claudiu Niculescu, 3-0 pentru Dinamo. Gol marcat de Claudiu Niculescu cu 10 minute înaintea finalului de meci. Claudiu Niculescu înscrie pentru 3-0, are 16 goluri, l-a egalat pe Gigel Bucur în clasamentul marcatorilor din divizia Bürger. A revenit practic pe primul loc alături de Gigel Bucur. Bucur marcase în etapa trecută o triplă, disputa cu Oțelul Galați. Practic Bucur a marcat 3 goluri împotriva unei dintre cele mai redutabile defensive din campionat. Minutul 80, este 3-0 pentru Dinamo, a avut timp și de o floricică acolo Claudiu Niculescu, s-a jucat puțin cu Manea. Iani Zicu pentru Claudiu Niculescu, din prima Claudiu Niculescu aleargă la această minge Florentin Petre în duel cu Ionuț Matei. Florentin Petre este în careu, pasează cu călcâiul. Continuă acolo Tibor Moldovan, un șut al lui Grigorie, cred că s-a accidentat Grigorie. Ar trebui dată mingea afară, într-adevăr se întâmplă acest lucru. Grigorie, contrat puternic. Să vedem dacă este o...
Grigorie pasă printre a lui Grigorie, Tibor Moldovan la marginea careului, Tibor Moldovan trebuie să întoarcă, șutează, o lob senzațional din nou, bara a patra a lui Dinamo. Superbă execuția lui Tibor Moldovan. Iată pe Moldovan mulțumind spectatorilor pentru susținerea arătată. Aceștia au cerut lui Andone să-l introducă, apoi i-au solicitat, l-au încurajat permanent după intrarea pe teren. El a răspuns cu acest lob superb, Tibi Moldovan. Un fotbalist care sezonul trecut a avut probleme de comportament, însă iată din nou execuția, una în stilul lui Adrian Ilie, de pe vremea când Cobra mușca la Valencia. Ionuț Matei, o pasă pentru Cursaru și o intervenție de manual. Alea Listar era acolo. Tibor Moldovan deschide jocul în partea dreaptă pentru Florentin Petre. Zicu a simulat o pasă cu călcâiul. Zicu acum mingea ajunge la Grigorie. Centrarea lui Grigorie pentru același Tibor Moldovan, preluare de această dată slabă și va fi aruncare de la margine. Trofin. Continuă Trofin. Este la marginea careului, nu are nici o idee ce să facă cu această minge, până la urmă pasează. Șut bun, bară! Iată că Bacăul până la urmă se trezește, minutul 90. Primul și ultimul minut, Ionuț. Într-adevăr, ocaziile Băcăoane au fost în primul și în ultimul minut. Între timp, Dinamo a marcat însă 3 goluri. Asta e singura problemă pentru formația oaspete. Un alt număr 2, Condurache, a risipit visele dinamovișilor pentru câștigarea titlului de campioană în sezonul 92-93, după un gol marcat în finalul unui meci disputat pe stadionul 23 august. Steaua atunci a reușit să câștigească titlul de campioană, Bacăul a bătut pe Dinamo acasă. Acum situația este total schimbată, Bacăul nu are șanse în Ștefan cel Mare. Zicu încearcă să treacă mingea printre picioarele unui Bürger. Și FC Argeș, FR Cluj 2-0. Se mai dispută tot în această seară Universitatea Craiova FC Național, o partidă în care craiovenii speră să revină lupta pentru evitarea retrogradării, atât din șoseaua Ștefan cel Mare. Scor final 3-0. Goluri marcate, minutul 12 de Grigorie, minutul 65 de Pulhac și minutul 81 de Claudiu Niculescu. Suntem George Dobre și Ion Alexandru. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți pe Național TV, nu uitați. Sâmbătă de la ora 16:30 FC Brașov Dinamo și duminică de la ora 16 din seria, o partidă foarte importantă pentru lupta pentru titlu. Este vorba de Juventus, Bologna. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere! La revedere!